Dragii mei, dacă noi nu întrupăm valorile împărăției despre care predicăm, atunci ne autosabotăm misiunea. Adică dacă noi vorbim despre dragoste fără să iubim, atunci ne autosabotăm misiunea. Declarații foarte pompoase și acțiuni extrem de minuscule. Adică la nivel declarativ suntem niște titani. Când te uiți însă în viață, ne dăm seama că sunt niște pigmei. Și te întrebi ce se întâmplă. Aș vrea seara aceasta să spun câteva lucruri despre o biserică sănătoasă, așa cum o vede Scriptura. Ce este aceea o biserică sănătoasă? Și aș vrea să spun că a fost un mare om al lui Dumnezeu în secolul al III-lea care a spus că nu este mântuire în afara bisericii, cu sensul acesta că atunci când Dumnezeu mântuie un om, nu-l mântuie individual, îl mântuie în mod personal ca să-l adauge unui întreg, unui trup. De aceea nu cred în versiunea contemporană a creștinismului, fiecare în doaga lui. Nu cred așa ceva. Cred că Dumnezeu a mântuit și a câștigat un popor, câștigând indivizi. Un popor câștigând indivizi. Și de aceea este extrem de important să ne uităm la care este, în accepțiunea lui Pavel cel puțin, o biserică sănătoasă. Și haideți să ne ridicăm să citim câteva versete în 1 Corinteni capitolul 2. 1 Corinteni capitolul 2, primele 5 versete. Iată ce zice Duhul lui Dumnezeu în locul acesta din Biblie. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. O să trec peste chestiunile protocolare și o să intrăm în ceea ce numim sau numește Iacov, să ne adâncim privirea în legea desăvârșită a lui Dumnezeu. Cine face asta este un om fericit, zice Iacov, în lucrarea lui. Superficialitatea este o notă dominantă a societății noastre. Să fim superficiali. Vă dau un sfat și dumneavoastră, mă bucur să vă revăd, și celor de aici și de pretutindeni și valabil și pentru mine, urmăriți excelența, nu mediocritatea în slujire. Urmăriți excelența, nu mediocritatea. Aceasta este boala secolului, boala viacului nostru, dragii mei. Așa este și la nivel politic, adică cei mai slabi oameni ajung acolo. Imaginați-vă când se întâmplă asta și în biserică. Ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla, de pildă, când vine la amvon un om care n-are ce căuta? Ce se întâmplă? Adică un dezastru planetar, cosmic, cu efecte dramatice pe termen lung și veșnic. Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm ce zice Biblia, ce zice Apostolul Pavel că înseamnă o biserică sănătoasă. Sunt nenumărate biserici în Biblie care n-au fost sănătoase. Biserici care au avut despre sine o părere foarte bună, însă când lângă părerea bisericii aducem părerea lui Dumnezeu, rămânem consternați. Erau biserici între cele 7 din Asia care ziceau, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, suntem o biserică bună. Dar asta este varianta umană. Când aducem lângă varianta asta perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, tu ai nevoie de medicament. Vino să cumperi doftorie, traduce Cornilescu, pentru ochi, ca să vezi. Ce să vezi? Că ești nenorocit, sărac, orb și gol.
Și de aceea va trebui apoi individual să ne întrebăm dacă suntem un mădular sănătos în trupul acesta. Despre biserica dumneavoastră ce ați zice? Că este o biserică sănătoasă? Trebuie să o supunem unui test. În modernitate sau în postmodernitate, postmodernitate este un spațiu nedefinit. Într-o traducere liberă, postmodernitatea este după modernitate, dar nu știm unde. E undeva după modernitate, dar nu știu, s-a început cu perioada agrară, am venit în era industrială, am venit în era modernă și acum suntem în era postmodernă. De la perioada agrară până în vremea noastră s-au întâmplat transformări radicale. Și uneori și noi avem pretenții despre noi, fără să ne supunem pretenția unui test. Apostolul Pavel se uită în biserica din Corint, o biserică cu pretenții. Și Pavel supune biserica din Corint la un test. De altfel, va spune bisericii din Corint la final, în 2 Corinteni, în următoarea epistolă, le va zice apostolul Pavel, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Asta e înfiorător. Că imaginați-vă că apostolul Pavel finalizează epistola cerând bisericii din Corint să-și supună credința la un test, să vadă dacă sunt în credință. Să zicem că am adus din Bistrița un tester, ca la mașini. Punem o mufă și deodată pam, pam, pam și apar, ba, ăla e defect, senzorul ăla nu funcționează, din coș nu merge, aia nu-i bună, aia zice, nu mă sună, atât, dar nu poți pleca cu ea pe drum. Cum ar fi? Cea mai mare, cel mai mare dezastru este auto-înșelarea. Să crești că ești bine și să fii rău. Și unii oameni nu se trezesc din beția asta religioasă numai când ajung în cer. În cer, stăpânul va închide ușa, tu rămâi afară și îți dai seama că te-ai înșelat toată viața. Dacă s-ar închide ușa în seara asta. Adică, cum zice Luca 13, odată ce stăpânul se va ridica și va închide ușa și tu vei fi afară. De acolo, de afară, o să încep să bați și o să invoci circumstanțe atenuante. Noi am făcut cutare, noi am mâncat în cutare loc, am dres cutare. Și Domnul îți va spune, nu te cunosc, vă puteți imagina. Ca să te cunoască la marea întâlnire, trebuie să existe o preîntâlnire cândva. Pe drumul vieții tale, undeva să te fi întâlnit cu El. Bunicii mei cântau cântarea asta, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Imagine, vă rog să luați în calcul că nu e ipotetic, ci e real ce zic acum. Că în seara asta i-ai putea cere lui Dumnezeu chiar așa. Doamne, tare mult aș vrea să mă întâlnesc cu tine. Aș vrea să-ți spun ce n-am spus la niciun frate din adunare. N-am spus nici părinților, nu știe nici soția mea. Aș vrea să-ți spun ție. E cum zice David, mai bine să cad în mâna lui Dumnezeu. De ce? Că în timp ce oamenii sunt fără milă, la Dumnezeu să mai găsești îndurare. Nu-ți fie frică seara asta să-i spui că nu ești cum trebuie. Știi ce e frumos la Dumnezeu? E frumos, sunt foarte multe lucruri frumoase, dar ceva este spectaculos. Că dacă te smerești, dacă ne smerim, dacă ne pocăim în seara asta, nu ne mai spune la nimeni niciodată. Vă puteți imagina că ai venit în seara asta împovărat, cu inima încărcată, cu tot felul de stări și ți-e frică că cineva ar putea afla. Și Dumnezeu zice, Marcel, dacă seara asta te pocăiești, nu te mai spun la nimeni în veci. Și ai venit deodată împovărat și amărât și cu o teamă. Joci un teatru ca să nu fii detectat. Și Dumnezeu zice, scapă de povara asta. Smerește-te, pocăiește-te și eu nu te mai spun la nimeni. Vă puteți imagina? Să vii rob și să pleci fiul regelui. Cine n-ar vrea asta? În sensul acesta, zice David, cercetează-mă și cunoaște-mă.
De ce credeți că David s-a rugat să-l cerceteze Dumnezeu? Pentru că există o predispoziție în noi, aceea că atunci când noi ne cercetăm, cum suntem când ne cercetăm noi? Foarte buni. Foarte buni. Și de aceea David o zis, oricum mă cercetez, mi se pare că-s foarte de treabă. Cercetează-mă tu. Și cu orice preț, zice David, du-mă pe calea veșniciei. De aceea seara asta te rog, numai te rog un lucru, te rog să nu te împotrivești harului lui Dumnezeu, că Dumnezeu e bun, El vrea să te mântuie. S-a jurat pe sine că n-ar vrea să te piardă. Numai nu te împotrivi, că te poți duce liber acasă seara asta. De aceea, analiza pe care o facem în seara asta este vis-a-vis de sănătatea unei biserici. De pildă, primul capitol din 1 Tesaloniceni are 10 versete și descrie 3 adevăruri fundamentale despre biserica aceasta, care definesc biserica din Tesalonic. Când spun fundamental, nu spun important. Un adevăr fundamental este acel adevăr care dacă îl crezi și ți-l asumi, îți schimbă radical existența. Un adevăr important îți poate îmbogăți cunoștințele. Un adevăr fundamental îți schimbă radical viața. Și putem să le citim, dacă ni le puteți și proiecta, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 1. Uitați-vă ce motive de mulțumire are Apostolul Pavel vis-a-vis de Biserica Tesalonicenilor. Zice Pavel Silvan, Silvan este forma grecească a lui Sila, Pavel Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este, au zis despre o biserică mai întâi, despre geografia spirituală acestei biserici, că o biserică, ca să fie biserică, trebuie să fie în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Noi nu avem timp în seara asta să dezbatem cum ajunge ea din lume în Dumnezeu. Dar aia e biserică. Ea nu-i biserica lui Dumnezeu că se numește penticostală. Ea nu-i biserica lui Dumnezeu că se numește baptistă, de unde vin eu. Ea nu-i biserica lui Dumnezeu că e din Timișoara sau din Nepos. Nu! Oricum ar fi, oricine ar fi, de asta cei de acolo băteau din palme. Noi românii, fiind din România, asociem sfințenia cu sobrietatea. La noi, cu cât stă mai înțepenit în bancă, cu atât e mai pocăit. Trebuie să stai încruntat dacă vrei să fii sfânt. De zâmbești, ești firesc. Mama mă mai surprinde, eu mai ascult gaterii, video, și când mama intră, zice că să-i opresc că morvidea frață. Că ce, când cântă gaterii despre har și despre bucuria, păi să bucură. Noi cum cântăm despre bucurie? Să nu faceți asta niciodată. Nici în România nu mai vorbesc prin America de Sud. Noi cum cântăm despre bucurie? Mânioși. Suntem pocăiți, nu ne facem noi. Lasă, eu zic să fii tu pocăit după ce pleci de aici. Aș vrea după ce pleci. Că de altfel, frate și surori, scopul nu e întâlnirea din biserică. Întâlnirea nu e un scop, e un mijloc. Scopul e afară. Ca să-l putem atinge afară, trebuie să ne întâlnim. Ne întâlnim, iar plecăm. Iar ne întâlnim, iar plecăm. Dar scopul nu-i să venim aici și apoi să ne întindem în jilț acasă, nu. Abia după ce plecăm, începe scopul. Cineva în era asta, acum, în 30 de ani, o indus în mintea noastră cumva varianta că dacă mergi la biserică, ești pocăit. Fac aici o afirmație. Toți pocăiți vor veni la biserică, asta e clar. Dar nu toți aia care vin la biserică sunt pocăiți. Aș face o aplicație la mine ca să nu jignesc pe cineva, să spune că toți oamenii inteligenți au chelie, dar nu toți aia care au chelie sunt inteligenți. După cum toate surorile pocăite și toți frații se vor îmbrăca cum? Decent. Dar nu toți aia care se îmbracă decent sunt pocăiți. De aceea pocăința nu începe cu haina. Că nu de acolo ne-am stricat, ne-am stricat dinăuntru. Și până când nu se repară acolo lucrurile stricate, în afară ce îi apă de ploaie. A vrea paharul să fie plin și cu ce-i plin? Să dea deasupra.
Dar dacă înăuntru e gol, poți să pui în afară ce vrei, că nu-i nimic. De aceea, o biserică sănătoasă, puneți înapoi în Tesaloniceni și lăsați acolo că memoria vizuală este net superioară celei auditive. Zice că biserica e în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Vă simțiți acolo? Acolo ai rău de înălțime, e foarte sus. Ai rău de înălțime. De ce are nevoie o astfel de biserică? De har și de pace. De aceea în fapte 4 ni se spune că biserica se bucura de pace. În plină prigoană, biserica se bucura de pace. Pacea vine de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai departe, zice pasajul nostru, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. De ce? Ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl de trei lucruri. Nu-i așa că și dumneavoastră vă întrebați, oare frații care vin și apoi pleacă, că sunt biserici de tranzit, oare care sunt amintirile cu care pleacă din biserica dumneavoastră? Ce păstrăm noi despre biserica voastră? Și uitați-vă ce zice Pavel, că își aduce aminte despre biserica din Tesalonic. Mai întâi își aduce aminte de lucrarea credinței voastre. Că dacă credința nu lucrează nimic, îi o credință moartă. În a doilea rând zice că mi-aduc aminte nu de plăcerea dragostei, ci de osteniala dragostei. Și apoi oricât ar fi de faină dragostea, nimeni n-ar osteni, dragii mei, dacă n-ar avea nădejde. Tăria nădejdii. Astea sunt amintiri. Apoi Pavel va continua să ne spună ce-a lucrat credința, cum de la idoli au trecut să asculte de Dumnezeu și zice Pavel că n-am nevoie să vorbesc despre credința voastră, că ea depune ea singură mărturie despre ea. Apostolul Pavel zice despre biserica din Corint, dar și despre biserica Emanuel și biserica noastră și biserica lui Hristos din toate timpurile, că o biserică sănătoasă, dragii mei, uitați-vă cum îi place lui Pavel să spună, n-am avut de gând să știu altceva între voi. Nu vreau să vă definească altceva. Nu sunt interesat de alte randamente, de alte potențialuri care le aveți. Nu vreau să știu altceva decât pe Hristos, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, cu 1. Pentru că, în primul rând, o biserică sănătoasă, frate, surori, doamnelor și domnilor, este biserica aceea care e adunată de Hristos. Hristos este cel care îi adună pe frați. Dacă nu te adune Hristos, nu Cristi trebuie să ne adune, nu Marcel Bota trebuie să ne adune. El, despre El, despre persoana Lui e vorba. Adică despre El cu sensul că sunt îndrăgostit de El. Și Amalia Decean cântă priceasna asta bisericească, să nu pot, Doamne, să mă las de Tine niciodată. De El. Dacă cineva v-ar jigni de la ambon, dumneavoastră ați mai venit duminica viitoare. Ce zicem noi? La ăștia? Care e rațiunea pentru care ne adunăm? Îi El? Când dumneavoastră v-ați îndrăgostit de actuala dumneavoastră nevastă și ați plecat din Nepos în Feldru, 3 km, Tavi Cucița vine din Feldru, sau din Nepos la Rebra, pot să spun eu, vine Daniel. Te-ai îndrăgostit de actuala ta nevastă și ai demers 3 km cu bicicleta până la Rebra 10. Și afară tună și fulgere și mama zice, bă, dragul lui mama, nu pleca mă pe vremea asta, că te-a trăznit pe undeva. Ce-i zici tu? Tu te uiți? Și zici, da, unde plouă? De ce crezi că zici asta? Pentru că ești îndrăgostit de persoană. Înțelegi? După 2 ani la căsătorie, numai un pic înorat, umbrit, așa, și-l trimezi pe al tău după o ceapă în grădină. Și ce zice el? Ce Doamne, zice, dar pe vremea asta, zice, mâncăm fără ceapă. Ascultați ce zice Apostolul Pavel. O biserică sănătoasă îi adunată de Hristos, pentru că este și o cântare de cor bărbătesc, Hristos în jurul său ne adună. Superbă cântarea.
Adică o biserică sănătoasă, Hristos este cel care adună biserica. Suntem îndrăgostiți de El, El este rațiunea adunării noastre. Asta e o biserică sănătoasă. N-are, biserica n-are voie să graviteze în jurul unui lider. Biserica nu trebuie să graviteze în jurul unui stil muzical. Biserica n-are voie să graviteze în jurul unei clădiri, ci în jurul unei persoane. Și persoana asta nu sunt eu, nici Fatenelu și nici nimeni de aici. Persoana asta este Iisus Hristos Domnul. Îndrăgostit de El doar te poți duce mai departe. Asta e o biserică sănătoasă în accepțiunea lui Pavel. Când rațiunea adunării este El. Când toți care se adună se uită la El. Și când toți se uită la El, diferențele dispar. Pentru că în fața Lui, dragii mei, când stăm să ne cercetăm, de pildă când dumneavoastră stați și vă cercetați la cină, că noi citim textul clasic din 1 Corinteni, da? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, nu unul pe alții, ci pe sine însuși. Și cu cercetarea asta, zice, să mănânce, nu să nu mănânce. Să mănânce cu cercetarea asta. Care în urma cercetării sunteți vrednic? Spuneți-mi dumneavoastră. Deci în fața maiestății Lui stă El între noi și El îmi spune, Marcel, îs aici, mă uit la tine, cercetează-te. Și eu ce zic deodată? Da, eu sunt vrednic. Poate vreunul de aici să zic asta? Dacă ar putea, înseamnă că ar putea lua piatra să dea într-un frate sau o soră care stă jos, dar ai putea să iei piatra? Nu, înseamnă că toți ar trebui să stăm jos. Cu toate astea stăm la cină, de ce? Pentru că vestim moartea Lui când luăm numeritele noastre de aia. Nimeni nu are merite, dragii mei. Nimeni nu stă pentru că e vrednic. Cercetarea te duce într-o singură direcție. Nu ești vrednic. Și totuși iau. De ce? Pentru că Domnul zice, vestiți moartea mea în numeritele voastre. Și spun, Doamne, pot să iau în baza unui simple și singure realități. Moartea Ta, numeritele mele. Nu mă analizez eu că nu m-am certat, că știi ce face diavolul? Venind spre biserică, te sfădești cu nevastă ta. Să nu zici că nu e adevărat, că atunci se întâmplă că iau întârziat, tu stai în mașină, n-ai fi stat dacă îmbrăcai tu doi copii, dar tu ai urcat în mașină și eu trebuie să îmbrăce doi copii, 3, 4, 5. Ai dat două clansoane, ei au venit și ți-au spus că au auzit-ți vecinii. Și gata, ești numai bun de cină. Vezi să nu stai jos. Că asta înseamnă să calci în picioare tocmai soluția pentru prăbușirile tale. Moartea Lui îi soluția pentru prăbușirile tale. De dragul Lui, totul e de dragul Lui, aia e o biserică sănătoasă. O biserică care se adună și se uită la El, la grandoarea Lui, la gloria Lui. Și Pavel zice, nu mă interesează altceva între voi. Care e rațiunea alergării? Care e rațiunea adunării? Și rațiunea alergării și adunării îi El. Dacă nu-L poți vedea pe El, n-ai nimic. Am auzit despre prima femeie care a trecut canalul mânecii în not, am citit despre ea că după ce a trecut canalul mânecii în not, s-a aventurat într-o aventură teribilă să treacă dintr-o insulă a Pacificului până pe coasta Californiei. Ziua aceea era o zi rece, Pacificul oricum e rece, era și o ceață teribilă peste fața oceanului. Și femeia asta a început să note. A notat 15 ore. După 15 ore și-a anunțat intenția de a renunța. Toți de pe corăbile, embarcațiunile care o însoțeau au zis, mult, n-are cum să mai fie. Nu ești departe, nu vedem, dar e aici undeva. Cu toate acestea, fata a renunțat. La conferința de presă, femeia asta a declarat că dacă ar fi avut posibilitatea să vadă malul, ar fi reușit. Dar dacă nu vezi nimic în față, dacă nu știi înspre ce, înspre cine, alergarea ți-e împovărată. Dacă nu-i El baza slujirii voastre și vezi atâtea minusuri și atâtea mărăciuni și atâtea decepții, te prăbușești. Și Pavel zice, o biserică sănătoasă este o biserică care se adună în jurul Lui. Acolo dispar toate diferențele dintre noi, toate plusurile, toate minusurile, toți capitulăm în fața maiestății Lui. Este senzația aceea când Hristos te atinge pe ceafă și te ridică.
Ne pare rău că biserica este singura armată care își împușcă rănițe. N-avem abilitatea aia de a ridica oameni, n-avem știința aceea. De aceea unele adunări se laudă nu cu bunătatea, dragii mei, nici cu dreptatea lui Dumnezeu, cu severitatea oamenilor. Vă aduceți aminte? Imaginați-vă că ați avea în biserică un frate ca Domnul și s-ar duce la Petru cel căzut. Căzut adânc în noaptea fatidică ale pădării. Și vă aduceți aminte cum a arătat întâlnirea din dimineața învierii? Femeia Maria l-a văzut, Domnul zice, du-te și spune fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Și ce mai zice apoi? Spuneți-i lui Petru. Spune-i, te rog, să vină și Petru, că altfel nu vine. Spune-i că i-am zis eu să vină și el. Cred că s-o fi gândit Petru, ferească Domnul, când m-o întâlni. Oare cum a fi? Ce mi-a zis? Și ce i-a zis Domnul? Cu el alți nu știu ce-o vorbit, dar știu ce-o vorbit cu Petru. Petru, că i-a zis, tu mă iubești mai mult decât toți frații din adunare? Ce zice el? Mă iei peste picior, Doamne, așa scrie la dumneavoastră. Doamne, să încheie discuția lor, tu toate le știi. Tu știi căderea, dar știi că te iubesc, dar-s numai om. Niciun alt bărbat din Biblie n-a fost responsabilizat ca el. Te rog în seara asta să nu mai joci niciun fel de teatru, numai să te smerești. E mult. Smerenia, dragii mei, merge înaintea slavei și mândria merge înaintea căderii. Mai bine ne smerim în seara asta, că noi cântăm o cântare, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât atunci singur rămas să plâng o veșnicie. Mai bine plâng în seara asta. O adunare sănătoasă și un om sănătos este o adunare îndrăgostită de persoana lui. Nu de ce-mi dă el, ci chiar de el să fiu îndrăgostit. Noi, Doamne, nu vrem ce ne dai, noi îl vrem pe dătătorul tuturor darurilor la noi acasă. Știți cum i-a zis Iair? Iair i-a zis, Doamne, hai până la noi acasă. Dar ce-i la voi acasă, mă, Iair? La noi acasă e moartea. Fata mea trage să moară. O zis, du-te că vin. Și când se îndreptau spre casa lui Iair, a venit cineva și o zis, moartea s-a instalat, e pe tron, a murit fata. Ce zice Domnul? Nu mă crede, Iair. Când s-a dus acasă, dacă l-ai duce în seara asta acasă, s-ar putea să scoată din casă lucruri care ți-s dragi, dar îți fac rău. S-ar putea să spun că, Domnul, tu ai nevoie de o cură de detoxifiere tehnologică. Nu știu, trec amuc o găleată prin așa, puneți aici în găleata asta cu apă device-urile alea, că tu stai 5 minute și te rogi și alte 5 citești și stai 4 ore pe Facebook. Înțelegeți? Și asta va duce moartea acasă. Că tu vii la lucru și în loc să vorbești cu nevastă, ta tu stai pe telefon. Și acum imaginați-vă o nevastă care o tăcut de azi dimineață, că e așa, așa vorbește. Și acum imaginați-vă că ea tace de azi dimineață. Trei copii tocă nervii și vii tu. Și în loc să vorbești cu ea, tu pornești un telefon. E o sfidare a realității, o contestare a ordinii divine. Aș vrea, dragii mei, să veniți de dragul lui, nu de dragul oamenilor. E bine că Dumnezeu trimite lucrători și cântăreți și e bine că scoate din adunare, dar o biserică sănătoasă vine de dragul lui. În al doilea rând, deci Hristos e cel care ne adună. În al doilea rând, zice Apostolul Pavel, Hristos e mesajul nostru. Hristos e mesajul nostru. Noi nu predicăm, dragii mei, nici de bunica, nici de o femeie la care... Nu, că nu se evaluează o biserică cât de mult bocim noi, dragii mei. Uneori trebuie să le spun prin adunări, vă rog, când predic eu faceți liniște, n-am nevoie de nicio aprobare. Și concentrați-vă la ce vă spun. Că niciodată nu m-a pus în uimire că biserica zice mecanic ceva. Nu. Hai să facem liniște și să ascultăm. Și când se gata, apoi zice, amin. Dar stai și analizează mesajul dacă nu cumva e pentru tine. Adică o biserică sănătoasă e acea biserică care, în care Hristos e cel care ne adună și apoi zice pasajul acesta că n-am vrut propovăduirea să fie întemeiată pe înțelepciunea persoasiunii, adică a stilului
convingător, impunător pe care l-am sau pe retorica mea. Nu! Pe puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu, dragii mei, nu-i direct proporțională cu decibelii. Ritmul meu, timbrul meu vocal e mai aspru. Dar nu asta e putere. Puterea nu-i cât de tare strigăm, dragii mei. Puterea ține de prezența, de însoțirea puterii lui Dumnezeu în cuvinte, de a le duce El spre inimile oamenilor. Aia e putere. Că seara asta cuvintele ajung în inima ta și cuvintele alea devin convingere pentru tine. Tu seara asta îți aduci aminte că nu ești îndrăgostit de persoană, tu te duci după El că îți dă, nu pentru că El este. Știți că în Ioan capitolul 6 Domnul zice, voi veniți după mine nu pentru că ați văzut semne și minuni. Adică ce făceau semnele și minunile? Confirmau mesianitatea Lui. Voi veniți după mine pentru că ați mâncat ieri și v-ați săturat din pâinile astea. Și ce facem noi când ne dor așa în coaste ceva, avem noi o înțăpătură în coaste vreo lună, deodată toată lumea e pe post, vrem să se schimbe. Dar poate că tocmai așa Dumnezeu își arată slava. Creștinismul modern a transformat credința într-un instrument prin care facem valea asta confortabilă, să ne fie bine aici prin credință. Nu este rolul credinței din Biblie. Prin credință facem valea cu putință de trecut. Și veșnicia confortabilă, dragii mei. Noi am avea prin credință, n-ai de lucru, stai că ne rugăm, te rezolvăm. Te doare ceva, te rezolvăm. Aia nu că nu este rolul credinței. De aceea, în lista titanilor credinței din Evrei 11, unii s-au vindecat și unii au murit. Adică, dacă ne puteți spune Evrei 11 cu 35, în 35 avem o schimbare de registru. Zice, prin credință femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Avem punct și virgulă și am învățat noi la gramatică că înseamnă punct și virgulă. Adică ideea continuă cu un registru schimbat. Care e ideea? Tot prin credință, dar nu mai scapă acum, mor. Și zice, alții, zice, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea ce li se dădea și au fost chinuiți prin credință. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare prin credință. Au fost uciși cu pietre prin credință, tăiați în două cu fierăstrău, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și piei de capre lipsiți de toate, prigoniți, ei de care lumea nu era vrednică, zice. Au pribegit departe, în pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Dumneavoastră, care lista credinței ați alege-o? Aia care și-o primi morți înapoi și s-o vindeca de bol sau asta unde a fost tăiați în două cu fierăstrău prin credință? Nu vă lăsați așa prins la colț de o falsă pocăință, să zici, da, eu aia în două cu fierăstrău îmi place, prin credință în două cu fierăstrău. Vă spun asta numai ca să înțelegeți că atunci când vă rugați pentru cineva și nu se vindecă, nu l-acuzați dintr-o dată, n-o crezut, n-am avut credință. Credința n-are menirea, dragii mei, să facă valea confortabilă, ci să facă valea cu putință de trecut numai. Și nădejdea slavei. Hristos în noi nu înseamnă sănătate. Hristos în noi nu înseamnă a avea de toate. Hristos în noi înseamnă nădejdea slavei. Asta înseamnă Hristos în noi. O biserică sănătoasă, dragii mei, face din Hristos mesajul ei. E important ce ascultăm. Zice Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă la textul acesta punem și Evrei 11 cu 6, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, încremenim. Că ne întrebăm, oare cum să naște o credință autentică? Ce credința vine în urma auzirii? De aceea Domnul i-a predicat Evanghelia celor doi spre Emaus și Filip famenului etiopian. Și s-a născut în ei credința. Dacă Hristos nu-i mesajul nostru, dragii mei, credința care o dobândim vine în urma ceea ce auzim. Dacă ce auzim e stricat, e diluat, nu e o evanghelie întreagă, corectă. Adică dacă cineva vine la amvon și spune, n-am știu că mi spune, zice, nu-s pregătit. Taci măcar, nu ne mai zice, că o învidea noi după oricum. Nu te mai lăuda cu asta, că Duhul nu dă nimic la leneș, dragii mei. Ascultați-mă ce vă spun.
Duhul lui Dumnezeu onorează munca ta. Leneșii n-au nicio promisiune în Biblie. De asta le spun uneori la părinți în conferințele de familii, le spun, nu vă rugați pentru copiii voștri la bacalaurea dacă nu au învățat. Că asta înseamnă să-L insulți pe Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu, leneșul ăsta meu stă numai pe telefon 4 ani, te rog, dă-i un 9 la bac. Dumnezeu s-ar contrazice pe sine, dragii mei. El zice că nu pe leneșii avem totdeauna cu noi, pe săraci. Leneșii n-au promisiuni în Biblie. 4 ani tu puteai posti ca el să învețe. N-ai făcut-o, acum e 1.50. Pentru că Dumnezeu e drept de aia. Nu pentru că îi face plăcere să-l vadă căzând, îi drept. O biserică sănătoasă și un mădular sănătos face din Hristos mesajul lui. De aceea Pavel zice la începutul epistolei, zice în capitolul 1 cu 21 în jos, zice grecii vor înțelepciune, iudeii cer minuni, dar noi îl propovăduim pe Hristos. Un om sănătos, dragii mei, este un om care face din Hristos mesajul lui. Dumneavoastră despre cine vorbiți? Biserica vremurilor noastre a pierdut 3 mari mărturii. Prima mărturie care am pierdut-o este mărturia vorbită. Adică dacă în vremea în care eu m-am trezit așa și am devenit major, se făcea naveta din Nepos, din Feldru, mergeau autobuze supra-supra-ncărcate la Bistrița. Și dacă în autobuzul ăla, în urmă cu 30 de ani, 40 de ani, urca un frate, în 5 minute după ce autobuzul se punea în mișcare, începea să vorbească ceva din Biblie. Voi despre ce vorbiți când vă întâlniți? Vă întreb și eu ca domnul cu cei doi spre Emaus. Voi despre ce vorbiți pe drum? Ce vorbesc astea? Despre ce vorbim noi? Politică, sport, business? Ne-am pierdut mărturia vorbită. La muncă dumneavoastră vorbiți despre Hristos. De ce nu o le poți? Ăștia sunt niște sălbatici. Măi, fii tu îmblânzit. Și cum să-i vorbești? Și cum să-i vorbești? Știți, în Deuteronom 6 zice că să-ți înveți copilul calea care trebuie să urmeze. Cum să-l înveți? Zice, când îi fii în călătorie, vezi ce zici despre ăla enervant din fața ta, care conduce enervant, este cât e unul enervant, grozav, până și pe Marcela care n-are permis, cât e unul îl enervează, o enervează. Și ai cu un calm în mașină, cu cât ne clătinăm mai încet, cu atât e mai bine. Eu se opusul. E stilul ăla, încetinește. Pac, deodată se bagă în dreapta și semnalizează scurt. Și copiii sunt pe bancheta din spate. Și amucezi-și tu. Rostești din Deuteronom 28 niște blesteme acum. Ce zici? Cum îi zici? Într-o formulă de grădină zoologică, dacă zici ceva, vezi că-ți pruncii tăi pe bancheta din spate. Prima gafă care o faci, sigur, e o femeie. Îți face unul flash-ul cu farurile, trage-te într-o parte și că mi-a cumpărat tata drum, zice. Deși și tu ai plătit taxa de drum, trebuie să te tragi la o parte că vine el. În România, pe autostradă, astea sunt foarte des. În vest, e mai rar. Cum să faci pe autostradă, trage-te că vin eu? Toată lumea trebuie să marcă pe drum. Ai răbdare până în locul unde o să poți să treci. Când te depășește, e cu pește pe mașină. Ce zici tu? Pocăitul lupește, ce să zici? Că nu poți face dovada. Că el este mesajul nostru trăindu-l, dragii mei. Adică dacă tu ești într-o sală de curs și nu a aflat nimeni că aparții poporului lui Dumnezeu, ai o problemă. Că dacă tu ești pe un șantier și nu știi nimeni că tu ești din poporul lui Dumnezeu, tu ai o problemă. Că vorbești ca el, îți niște semi-înjurături în germană. Îi mai auzi pe câte unul. El nu știe cât e de grav. Hristos e mesajul. E mărturia vorbită. Dar apoi ne-am pierdut mărturia trăită. Cum era în România când trăia un pocăit într-o, nu știu unde, pe o stradă? Păi toată lumea știe. Acum am inventat ceva ca să ne liniștim conștiința. Nu, zice, nu ce izbește ochiul. Dar păi ce izbește ochiul vine dinăuntru. De-aia nu cred versiunea românească. Zice, e rău de gură, dar e bun, are o inimă. Păi cum, că în Biblie zice că din prisosul inimii vorbește gura. Deci numai românească, nu-i dumnezeiască asta. Și ne-am pierdut și mărturia puterii lui Dumnezeu.
Adică când s-a ridicat ultimul în adunare să spună fraților, în cutare zi am trecut prin cutare situație. Mare izbăvire mi-o dat Dumnezeu. Uite, asta, nu știu care e contextul. Mărturia puterii lui Dumnezeu. De aceea Pavel zice, mesajul trebuie să fie Iisus. Pentru că dacă nu El, credința care o dobândim e firavă și dacă credința e firavă și viața e la fel. Că frații tocmai citeau, că noi sau fratele amintea ce zice Petru, că noi suntem păziți așa de puterea lui Dumnezeu. Dar cum devine activă puterea lui Dumnezeu în viața noastră? Prin credință. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dar dacă nu-i credință? Și aș mai spune numai ceva, dragii mei, ce zice apostolul Pavel în finalul epistolei noastre. Zice, pentru că Iisus este miezul credinței noastre. El ne adună, El e mesajul, El e miezul credinței noastre. Persoană. Uitați-vă în Ioan, capitolul 20, versetul 30-31, zice că Iisus a mai făcut multe alte semne și minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise de ce? Pentru ca noi să credem, nu, pentru ca noi să credem că Iisus, care e Iisus? Păi fiul Mariei și al lui Iosif, El este Hristosul. Hristos nu-i nume, e funcție. El e unsul, El e Mesia, El e trimisul. În baza acestui afirmații, Petru zice în Fapte 4:12, nimeni altul nu este mântuire, că numai Iisus este trimisul. Care e trimis? Ăla din Genesa 3:15, sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Pentru că nimeni n-a mai făcut asta, în nimeni altul nu este mântuire. De aceea Ioan va zice în epistola lui, cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul, n-are nimic. N-are nimic. Pentru că El este Cel care ne adună și de dragul Lui ar trebui să venim. Când nu mai venim de dragul Lui, dragii mei, atunci bucuria se transformă în distracție. Faceți diferența între ele? Ce zice David în Psalmul 51, că dă-mi iarăși distracția mântuirii, așa scrie la dumneavoastră. Nu, la mine scrie bucuria mântuirii. Că bucuria așa are izvorul înăuntru, distracția așa are izvorul în afară. La bucurie poți să iei tot din afară, nu poți fura bucuria, că izvorul e înăuntru. La distracție, dacă ai luat lucrurile din afară, s-o termina tot. Și de aceea ei priveau ca o mare bucurie răpirea averilor. Pentru că ei au crezut că izvorul e în averi și când colo izvorul era înăuntru. Dar asta numai dacă ești îndrăgostit de El, nu de ce-ți dă. Dacă ești îndrăgostit de ce-ți dă, când ți le ia, ajungi la psihiatrie. Pentru că ți-ai pus ancora în ce-ți-o dat, nu în El. El e Dumnezeu, frate și surori, și când îți dă de toate și când ți le ia toate. Cum zice Psalmul 90, din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Indiferent dacă am eu sănătate sau n-am, tu ești Dumnezeu și pentru ce ești, te glorificăm. V-ar fi de ajuns în seara asta. Am avea oare curajul și puterea și îndrăzneala că între tupeu și, faceți diferența între tupeu și îndrăzneală. Că auzi câte unul, zice, așa îți, zice, dintr-o bucată, dar stai că între franchețe și tupeu e o diferență. S-ar putea să fiu numai tupeist. Nu îndrăzneți. Dacă nu ne osândește inima, zice că avem îndrăzneală. Dacă ne osândește inima și totuși zicem, atunci avem tupeu. Și asta nu e același lucru. Acum, seara asta, că o expira timpul, dumneavoastră vă simțiți un mădular sănătos? Totul e de dragul Lui? Sunteți îndrăgostiți, îndrăgostite de El? Nu de ce vă dă, cum zice Moise, dacă tu nu vii cu noi, nu ne trebuie țara, zis. Că țara fără tine ne face praf. Și așa i-o și făcut. Noi românii oare ce am fi zis? Dă-ne țara, ne-om descurca cumva, om vedea, le-om suci cumva, să avem țara deocamdată. Nu a avea, o știut marele Shakespeare ce o știut când o zis a fi sau a nu fi. Nu o zis a avea sau a nu avea. A fi sau a nu fi. Dacă nu ești, nu-i important ce ai. Oare noi suntem? Adică să fim ce? Îndrăgostiți de persoană, nu de profit. Persoana să fie mesajul nostru, nu ce ne dă El. Nu, niciodată să nu chemați un om la pocăință să spuneți, hai că dacă vii nu știu ce, nu, că El nu a promis nimic.
El ne-a dat odată tot, nu mai are obligații față de noi. Dacă totuși ai casă și masă și resurse suficiente ca să trăiești, îi un bonus. Dar să nu vă treacă prin creasta minții măcar că ni le dă pe merit. Cum zice Pavel în Romani, capitolul 2, tu nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, care bunătate? Aia care ne-a răbdat până în seara asta, aia e bunătatea lui. M-ar fi putut strivi ca pe un vierme de mult, dar n-a făcut-o, că e bunătate. Iar bunătatea asta mă îndeamnă nu să mă atribui ceva merite, mă îndeamnă la pocăință. Oare ne-am putea smeri seara asta? Dacă seara asta te duci nemântuit acasă, nepocăit, te duci numai pentru că ești prea mândru. Una din fetele noastre, când era tare mică, o întreba, Mema, dar oare ce te face tu când ești mare? Și o zis că vedetă pocăiască. Am zis, măi, Ema, ori vedetă, ori pocăiască. Astea două împreună nu prea fac casă bună. S-o lecuit, n-o devenit ce s-o gândit. C-o păzit-o Domnul. Că e o chestie așa, locul din față, ca Adonia, aici. Oare ne-am putea smeri seara asta? Ne-am putea, pur și simplu, în rugăciune să spun, Doamne, eu sunt de 15 ani în adunare, poate că sunt de 20 botezat. Doamne, seara asta mă verific și mă întreb, oare eu sunt drăgostit de Tine? Că am auzit că poruncile Tale nu sunt grele, că dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele și poruncile mele nu sunt grele. Mai citești două rânduri și auzi că trebuie să-ți iubești vrăjmașii. Doamne, Tu mă amăgești? Nu, o zis, dacă iubești, nu o să-ți se pară poruncile grele. O să te sui pe bicicletă, te duci până în feldru, că iubești. Dar dacă nu iubești, atunci te întreb ce mi-e să ziceți, mă duc că m-a trăznit pe drum. Te întreb de ce să fac lucru în adunare, de dragul lui. Zice Niculiță Moldoveanu, de dragul lui, mi-s dragi toți frață, să sărut obrajul lui pe ai lor, zice. Știu că frață s-ar putea să nu merite să fie iertați, dar merită Hristos să iertăm pe frați. Cum știți, cântați cântarea sau poezia, o știți sigur, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai bun și să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Știți cum se încheie așa pe la final versurile astea? Când frații mei au răni, ce dor să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Ma seara asta s-ar putea unii dintre dumneavoastră să nu vă vedeți numai cu un ochi unul pe altul. Te rog în seara asta să nu părăsești curtea adunării până când nu spui iartă-mă cu toată inima. Nu pentru că s-ar califica fratele, ci pentru că bunătatea lui Dumnezeu. Le-am spus, eu sunt al treilea băiat din patru cât suntem la mama și totdeauna m-am gândit, oare ce mi-ar putea face frații mei să nu vorbesc cu ei? Decât să pierd o persoană, dragii mei, mai bine orice profit, dar să nu pierd o persoană. Persoanele sunt valoroase. Te rog să câștigi un om în seara asta. Chiar dacă asta ar însemna costuri. Știți cum a făcut Avram când a plătit 318 oameni din casa lui ca să-l salveze pe cine? Pe Lot. Dar merita Lot? Când știm ce i-a făcut la Avram, merita Lot? Poate că Lot nu. Dar Dumnezeul lui Avram, da. O zis, eu vreau să te reprezint că tu când m-ai chemat în capitolul 12, m-ai chemat să-mi faci un nume. Și dacă ăsta e prețul numelui, și ce i-a făcut Dumnezeu în numele lui Avram? Cum se identifică Dumnezeu în istorie? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Ar zice și Dumnezeul lui Marcel Bota, s-ar identifica în istorie. Sau mi-ar zice Marcel, mi-e greu să mă asociez cu numele tău când știu aia, 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 că el știe tot, nu știe numai ce știu, frață. El știe tot, că totul este gol și descoperit. Oare, dumneavoastră ați îndrăznit să plecați acasă când aveți onoarea să plecați eliberați? Ați îndrăznit să plecați robi? Păi de ce să facem asta? Ar fi o prostie fără egal. Numai bine te smerim în seara asta. Numai bine te duci, îl cauți cu privirea și spui să aici, nu plec până când nu te îmbrățișez. În numele Domnului și mă proștern înaintea lui Dumnezeu. Am vrea să facem ceva, am vrea să ne rugăm toți, putem fratele să facem asta? Haideți să ne ridicăm toți. Dar te rog în rugăciunea asta să ții cont de ce Duhul Domnului, chiar dacă așa extrem de sistematic și cumva o trebuie să ne învețe seara asta, să spui, Doamne, nu știu dacă sunt îndrăgostit de persoana Ta sau de lucrurile care mi le-ai dat, dar vreau să mă reîndrăgostesc în seara asta.
Aș vrea să te iubesc că mâine s-ar putea să pierd tot și sănătate și masă și casă și aș vrea să rămân cu tine, că e bine să rămân cu tine. Și Doamne, nu știu dacă Tu ai fost mesajul nostru sau au fost noi, concepțiile noastre, prejudecățile noastre, minusurile, plusurile noastre și Doamne, tare, tare aș vrea și credința mea să se întemeieze pe Tine, Tu să fii miezul credinței noastre și nu altceva, nu se de dogme, nu reguli, dragii mei, ci persoană, că vreau să cred că Tu ești Hristosul, Tu ești mielul, Tu ești Cel care ai ridicat povara păcatelor și aș vrea umblând prin lumea asta să Te pot reprezenta. Doamne, în casa mea s-ar putea să fie oameni nepocăiți. Îmi cer iertare, Doamne, că mai mult le-am spus versete decât să Te reprezint cu viața mea. Doamne, s-ar putea soțul, soția sau pruncii să fi pierdut, Doamne, recuperarea lor ține de înțelepciunea mea de a fi sănătos în credință, de a fi îndrăgostit de Tine iremediabil. Fă, Doamne, să se vadă asta și oamenii să se întoarcă la Tine. Haideți să ne rugăm toți și când rugăciunea asta se va opri, vreau să vă încredințez în mâna Domnului. Deși ar trebui să ne mai întâlnim și duminică seara și luni seara, dar cine poate ști ce aduce o zi? Cine poate ști ce aduce o zi? Haideți să ne rugăm acum. Doamne, Tatăl nostru, n-aș vrea vreunul dintre noi în seara aceasta să ne amăgim. Amăgiți de multe lucruri pe care ni le-ai dat, să credem că sunt dovada bunătății și credincioșiei noastre. Ele sunt dovada bunătății Tale. Mulțumim că avem un loc unde să ne plecăm capul, că avem resurse financiare de care să ne folosim. Mulțumim pentru multul bine care ni l-ai dat. Binele este expresia bunătății Tale.
Dar dacă ni le-ai luat pe toate, Doamne, am vrea să rămânem îndrăgostiți de Tine. Dacă vreunul am plecat fără Tine în seara asta, am fi pierduți. De aceea Te rugăm, cercetează-ne de aproape. Și dacă în locul acesta sunt oameni care încă nu sunt îndrăgostiți iremediabil de Tine, ieși-le înainte. Vorbește copiilor noștri, întregește familiile noastre. Deși nu putem mântui pe nimeni, ne-ai dat dreptul să ne rugăm unii pentru alții. Seara asta, Doamne, ne-ai pus aici să ne rugăm pentru cei care simt că n-au o relație specială, personală cu Tine, nu sunt îndrăgostiți. Doamne, Te rugăm, mântuiește seara aceasta. Te rugăm să fii cu noi și peste întunericul nopții. În tăcerea surdă și mută a nopții vorbește inimilor noastre. Cercetează-ne într-un mod tainic și de-o răsări zorii și trăim. Ajută-ne să trăim pentru Tine și slava Ta. Să dacă noaptea aceasta ar fi ultima care o avem și apoi va începe veșnicia. Doamne, cum ne vedem seara asta aici? Dă-ne harul să ne vedem la porțile eternității, auzind cel mai extraordinar mesaj, rob bun, robul lui Hristos, rob credincios, intră în bucuria stăpânului. Dă-ne, Doamne, nădejdea aceasta, claritate în direcția aceasta și în numele Domnului Iisus Te rugăm, ascultă-ne și rămâi cu noi și astăzi și mâine și toată viața noastră. Amin.